găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologie. Suntem la Stării de Bine și astăzi o avem alături de noi pe Emeșe, care este consilier cu privire la echilibrul nostru hormonal și bineînțeles că vom discuta despre hormonii noștri care ne ajută sau ne pot încurca cu privire la starea noastră de bine. Bine ai venit, Emeșe! Mulțumesc pentru invitație și salutări la telespectatori și mulțumesc, Simona, că pot să vorbesc despre noi, despre femei. Tu ne saluți de acolo, din Ungaria, nu ești în România, corect? Da, așa este. Acum 3 ani de zile am decis ca să iau un pic de plimbare prin lume și, din fericire, în ziua de azi, prin online se poate rezolva mai orice. E bine că te avem alături chiar și sub forma aceasta. Hai să vedem, noi ne cunoaștem de ceva vreme, de acum vreo 9 ani, când l-am născut eu pe fiul meu și am început cu tine să facem exerciții de gimnastică intimă și mi s-a părut foarte util și inedit ce am făcut atunci. Între timp știu că tu te-ai specializat cu privire la partea asta hormonală. Hai să vedem, pentru că unele persoane nu sunt atât de conștiente, mai ales noi femeile, că au anumite momente de-a lungul unei luni în care s-ar putea ca stările să ia razna. Să vedem cum impactează hormonii, care este ciclicitatea, este ceva comun la toate femeile, sunt anumite particularități, cum să fim atente la noi ca să ne dăm seama că este mai mult de la hormon decât de la reacția soțului sau a copilului sau a colegilor. Wow, câte întrebări! Încerc să răspund pe rând. Da, vorbim despre o perioadă activă de fertilitate, adică undeva între prima menstruație și ultima menstruație, iar în perioada asta trăim practic înflorirea femininului, numit fertilitate sau ciclicitate. Și fiecare femeie, bineînțeles, că trăiește altfel propria ciclicitate și fiecare fază din acest ciclu menstrual, însă trebuie să spun că pe lângă regulile care sunt destul de fixe și standard, cum ar fi fazele, în funcție de tipologia feminină, tipologia corpului, de exemplu, fiecare femeie poate trăi cu mici nuanțe diferite. Aici mă refer la tipologii ectomorf, endomorf, mezomorf. Deci, pentru fiecare tipologie de femeie se întâmplă ciclul un pic altfel și pentru fiecare femeie este bine să fie în clar cu propriul corp, cu propriile daruri și să acționeze în funcție de cunoștințe de cauză. Scuze-mă la o clipă, să înțeleg că tu împarți în funcție de aceste tipologii și reacțiile care ar putea să fie din punct de vedere hormonal, pentru că știu că sunt persoane care nu sunt familiarizate cu aceste tipologii și aș vrea să intrăm un pic în descrierea lor ca să ne regăsim fiecare dintre noi. Okay. Și după aceea să vedem cam cum trebuie să avem fiecare dintre noi grijă din punctul ăsta de vedere. Încerc să nu împart femeile, încerc să unesc femeile, dar din punctul ăsta de vedere împart în foarte multe cadre și categorii, pentru că în funcție de vârstă, în funcție de obiective, în funcție de unde stă în viața ei, apropo că de agitată cu carieră sau că de mult stă în concediu matern, în funcție de apropo de cele 3 tipologii de corp, femeile lungi, subțirele, femeile mai sportive și femeile un pic mai plinuțe, astea sunt cele 3 tipologii care sunt date, am moștenit de la părinții, bunicii, străbunicii noștri, tipologia asta, dar în funcție de asta împart în mai multe categorii, pentru că altfel voi vorbi cu o femeie care are un hormonal mai slab. Mai slab nu înseamnă că mai prost, înseamnă mai sensitiv, și o femeie care
e mai puternică în producția ei hormonală. Alte sfaturi voi da, dar asta este din spatele culiselor meseriei mele. Împarci în funcție de grupă sangvină, apropo alimentația în special, împarci după tipologia corpului, împarci după vârstă, după o anamneză, de exemplu atunci când vorbim one-to-one, împart în funcție de ce trăiește în această clipă. Deci da, există foarte multe condiții, contexte care e bine să știu despre femeie ca să pot să-i dau sfaturi absolut individuale pe problema ei sau pe neajunsurile ei în clipa respectivă. Dar aici închid paranteza pentru că toate aceste lucruri sunt valabile atunci când vorbim, cum am spus, unul la unul. Dar momentul în care vorbim în general despre noi, despre femei, putem chiar avem suficiente baze sigure, atot puternic valabile despre ciclicitate, despre fazele ciclurilor, care sunt absolut valabile pentru toate femeile. Mm-hmm. Și apropo de această ciclicitate, cum ne influențează starea noastră de bine de-a lungul unei luni și care sunt aspectele la care noi trebuie să fim atente ca să nu ajungem, nu știu, să avem stările de nervozitate sau poate chiar stările de depresie de dinainte de menstruație? Putem să facem ceva în sensul acesta? Iar urmat întrebări multe. Da, așa este și dacă îmi permiți, încep puțin să trasez totuși cele patru faze principale ale ciclurilor, pentru că odată povestite prin metafore o să fie mult mai ușor de înțeles la fiecare femeie și nu trebuie să ia notițe, nu trebuie să rețină și să recitească, pentru că folosind imagini plastice, ai să vezi imediat cât de ușor dăm seama ce ni se întâmplă. În primul rând, foarte important de știut că femeia din prima menstruație, din pubertate până la ultima menstruație, într-adevăr este o femeie ciclică, o ființă ciclică. Gândește-te la natură și natura este ciclică. Ei, avem iarna, primăvara, vara și toamna. Exact cu această metaforă am să povestesc eu acum puțin despre stările femeilor și despre schimbările femeilor. Iarna noastră, când ne e frig în casă și ne vine să ne tragem puțin de la tot felul de agitații, activități, chiar și o natură mai extrovertită, mai repede se trage în casă, asta este menstruația noastră. Menstruația are o grămadă de daruri și cu părere de rău observ la majoritatea femeilor că ele vor doar să fie după, să pună o bifă, că ok, gata, am trecut și de perioada asta. Altădată aud păreri de genul, mă deranjează, iau repede ceva calmante, nu mă simt bine, am și dureri, am și diaree, mă doare și capul, repede niște calmante și mă deranjează toată treaba asta, vreau să fiu după. Când aud astfel de păreri, atunci apare nevoia să iasă educatorul, știi? Educatorul din mine care fac din 2007, practic, vorbesc către femei, pentru că lucrurile foarte simple, foarte naturale, nici până la ora actuală, când trăim epoca internetului, unde toate informațiile sunt disponibile, accesabile, lucrurile importante despre fiziologia feminină, despre funcționarea feminină, despre funcționarea ciclurilor, despre fazele ciclurilor nu sunt clarificate. Deci, revenind la menstruație, da, în menstruație, în mod normal, fiecare femeie are nevoie de un pic de retragere, de interiorizare, mai multă relaxare, mai mult somn, mai mult odihnă. Mai mult spun asta pentru că fiecare ființă percepe altfel. Unii se relaxează mai bine făcând puțin stretching, yoga, meditație, alții se simt mai bine stând pe canapea, uitând la un serial, alții se relaxează mai bine dacă dorm o oră, două mai mult. În orice caz, perioada asta este perioada magică
feminină în care anumite transformări interioare au mult mai mare deschidere în femeie și e bine să poată să comunice acest lucru către exterior, către familie, indiferent că vorbim despre soț sau un copil mic, mare în casă, poate să fie și băiat și fată, se poate spune, mami nu este în cea mai bună stare, acum mă duc să mă odihnesc 2 ore. Și atât. E bine pentru că facem un serviciu și pentru viitoarea lui soție, știi? Ca să înțeleagă că femeia nu este chiar atât de liniară ca și în fiecare zi cum sunt bărbații. Nici bărbații, evident, pentru că ne atacă tot felul de provocări, stresuri. Deci nici bărbatul nu este tot timpul la fel, evident, știm acest lucru. Însă femeia, datorită naturii ei ciclice, din start trece prin 4 faze foarte diferite și una dintre ele este această iarnă în care ne place să savurăm o supă zemoasă, caldă, dintr-un bol, să ne cucuțim, să ne încălzim un pic, să mai punem o eșarfă în jurul taliei, să încălzim bazinul, să relaxăm bazinul, să facem gimnastică menstruală, acea de flexibilizare a bazinului. Unele femei fac chiar puțin mișcare pentru a ajuta flow-ul, fluxul sanguin și în situații de genul ăsta, când începem să simțim sau să auzim chemarea naturii și respectăm și ne comportăm conform, evident, dacă e posibil, pentru că dacă sunt o maratonistă și tocmai pe menstrue s-a pus un concurs, iar eu țin neapărat să pornesc, atunci e o mică problemă. Acum, individual, într-o paranteză, și acest lucru se poate face să ajutăm în mod natural să mutăm puțin menstruația, dar nu aici e direcția în care vreau să merg. Ideea este că femeile, în mod natural, dacă simt chemarea corpului, și aici e foarte important să știm să ne băgăm în corp, adică mintea să nu țopăie mereu în afară noastră, să fie în corpul nostru, să avem scanarea interioară, atunci femeia va trăi aceste momente, aceste zile, mult mai bine, mult mai blând, iar faptul că se petrece mai ușor sau mai greu este foarte mult determinat de perioade de dinainte. Și cu asta am vorbit puțin despre iarna noastră. Mi se pare foarte fain cum ai explicat și ai făcut analogia asta cu anotimpul. Aș vrea să te întreb, pentru că noi totuși trăim într-o lume în care zi de zi trebuie să mergem la serviciu, adică trebuie să ne păstrăm acea linearitate despre care tu vorbeai. Este nevoie să punem pe masă, să gătim, adică zi de zi activitățile noastre se derulează, indiferent că la noi în viața noastră apare iarna sau vara. Ce se întâmplă când eu nu respect practic nevoia asta a corpului meu și nu fac această retragere, nu iau o scurtă pauză? Ce se întâmplă poate fizic sau emoțional ca să, până la urmă, să încurajăm femeile ca în această perioadă să-și facă ieșire așa cumva de pe scenă și să-și aloce un pic de timp lor? Înțeleg întrebarea. Nu prea îmi place mie cuvântul trebuie, dar cunosc cuvântul, trăiesc cuvântul de multe ori. Atunci când știu că urmează menstruația mea și pot să fac ceva, de exemplu știu că există o perioadă mai solicitantă la job și știu că voi fi mai obosită, mai somnoroasă, mai puțin la maxim, atunci încerc să lucrez dinainte cât pot, dacă nu pot, pentru că e vorba de tocmai, nu știu, o conferință, o călătorie, ceva care atunci trebuie să se întâmplă, având în vedere nicio ființă nu lucrează 24 din 24 de ore, atunci reîncărcarea, odihnă, refacerea
ia în timpul ei personal mai serios. Adică am făcut acele 6, 8, 10, 12 ore care femeie cât lucrează în ziua de azi, poate într-o zi mult mai mult, în altă zi aproape nimic, depinde de job, depinde de situație. Mă concentrez ca dacă trebuie să fii stăpână și foarte up într-o situație de job, atunci mă centrez ca atunci când mă duc acasă, atunci când mă duc la hotel, atunci să fac acele lucruri care mă fac să mă reîncarc. Nu caut bomboane, ciocolăți și alte cele ca să mă reîncarc, să mă energizez, ci caut să mănânc din timp, din timp util, nu mă las să intru în înfometare. Iau hrana, ceea ce am nevoie, cum am spus, perioada e absolut potrivită pentru zeamă caldă, supițe calde, fierturi. Așa cum au făcut câteodată bunicile noastre, au pus pe foc și au lăsat 2-3 ore să zace acolo mâncarea cu foarte mult drag și încet făcut pe timp lung. Genul de mâncare care sunt mai mult ciorbe, supe și așa mai departe. Dar dacă mă solicită familia, eu pot să decid să fac o mâncare de 5, 10, 15 minute, să fac o mâncare rece sau caldă pentru familie, pot să decid ca să iau din congelator niște supă deja pregătită și doar le încălzesc, adică femeia care e conștientă de nevoile corpului în menstruație, doar e de un pas de a și face ca să poată să respecte propriile nevoi. Eu nu cred că 24 din 24 suntem chiar așa în priză, încât nici acasă, nici nu putem să luăm acea liniște sau plus o oră pentru noi, pentru somn sau pentru relaxare. Nu știu dacă te mulțumește răspunsul meu. Da, mă mulțumește foarte tare, pentru că acum realizez că practic și eu ar trebui să apropo de trebuie să fac ceva schimbări în agenda mea. Chiar am constatat pe propria în piele acum câteva zile că aveam ceva deja setat în agenda și mi-era somn, nu simțeam că nu sunt tocmai în apele mele și de acum înainte vreau să am grijă asta ca în acele zile să nu mi încarc agenda așa cum o făceam de regulă și să-mi creez mai multe momente de relaxare. Mi se pare extraordinar. De acum înainte, adică n-am ținut niciodată cont de lucrul ăsta și de acum înainte chiar o să fac asta, pentru că altfel îmi dau seama că n-am același randament. Cunosc genul de reacție. Nu există curs sau consiliere în care nu încasez câteva aha! Știi, în psihologie e și denumit așa, ca și reacție aha. Da, majoritatea femeilor primesc de la mine lucruri cât se poate de simple. De altfel, nici anotimpurile nu este invenția mea. Bineînțeles că și eu urmăresc foarte mulți specialiști în domeniu și de multă vreme este metafora asta cumva adus pe ciclicitate feminină și e atât de potrivită și atât de ușor prin acest lucru femeile să absoarbe adevărul acestui lucru, fără să trebuie să facă efort de memorizare, notare și așa mai departe. Dacă vrei să faci lucrurile când ești pe top, trebuie să pui undeva pe zona ovulației, care este al treilea fază, pentru că după menstruație, care este iarna noastră, când mai mult ne retragem, vine totuși primăvara. Primăvara, atunci când începe estrogenul și estrogenul este hormonul principal feminin sexual, estrogenul are acel dar de parcă vreau să ies în lume, parcă aș pune și un pic de make-up, parcă a fost vorba de un concert foarte bun în seara asta, parcă m-au invitat în oraș. Aș merge și un pic la o terasă, știi, și așa mai departe. Adică simțim creștere în noi către a merge către social, a merge către exterior, a face activități un pic mai solicitante. Simțim nu numai nevoia, dar simțim și forța la
primul strop de estrogen care în perioada menstruală, care e 3, 5, 7 zile în funcție de femeie, imediat după 3-4 zile începe să se producă estrogenul. Apropo de diferențele de stări, de toane, putem imagina ce înseamnă niciun strop din acest hello, vino, hai să facem și forță, pe menstruație e zero. Nu producem, aproape zero, față de nivelul care urmează să urce. Și timp de o săptămână, începând de la încetinirea fluxului sanguin sau încetinirea totală a menstruației, începe totuși producția de estrogen, hormonul de feminin, de juiciness, de mă simt bine în piele, nu am pufte, acum pot să încep diete, acum pot să fac antrenamente mai puternice, acum pot să mai sar o oră în plus din somnul meu obișnuit, acum pot să fac intermittent fasting, acum pot să tai o masă pentru că nu are atât efect asupra mea, pot să duc acesta. Estrogenul face ca să nu avem chiar așa de multă foame, să meargă motoarele mult mai intens, ce în ce mai intens, și să avem energia pentru toate, ne oferă această stare minunată. Important să nu sărim totuși la prima chemare, să lăsăm să crească, să crească. Transmit acest mesaj în special femeilor care sunt în perioada de testare. Ok, aș vrea bebe, hai să vedem, nu facem nimic, doar lăsăm să se întâmple, știi? Atunci e foarte important ca prima picătură de energie care vine către noi datorită estrogenului să nu consumăm imediat, să țopăim în discoteci sau eu știu în ce activități să epuizăm, ci să lăsăm un pic încă să crească, pentru că plafonul primăverii, când se varsă în vară, va fi efectiv în ovulație plus minus 2-3 zile. În jurul ovulației, care la un ciclu regulat la 28 de zile se întâmplă în general la 14 zile față de prima zi de sânge roșu. Nu știu dacă îmi permit să punctăm câteva idei, câteva denumiri, pentru că am observat că majoritatea femeilor confundă menstruația cu ciclul menstrual, ovulația, nu e clar. Îmi permit să punctez câteva idei? Vom vorbi mult mai clar, pe concret. Deci, menstruația este perioada în care curge sânge. Prima zi de menstruație nu este când facem pete maronii, oricum nu e foarte bine venit dacă facem pete maronii, ci prima zi de menstruație este când facem sânge roșu. Deci înseamnă că a început să declanșeze endometru, se rupe și vine și ușor-ușor dispare ce trebuie să dispară. Când terminăm menstruația, este acel moment când nu mai avem sânge roșu și nu mai avem cantitate. După aceea vine faza foliculară și ovulația, care este o perioadă mai lungă, undeva din ziua 5 până în ziua 12. Și după aceea vine ovulația, care este cel mai important eveniment în ciclicitate feminină, și am să, acum punem paranteze, am să povestesc destul de mult despre progesteron, care e foarte important. Acest lucru, ovulația, dacă se întâmplă sau nu, nu este un lucru sesizabil ca și menstruația. De aceea toate femeile se învârt în jurul menstruației, nu ciclului menstrual cum ar trebui, cu diferite faze, mai ales cu faza principală, cu ovulația, ci în jurul menstruației, pentru că totul pornim de acolo. Nu-i greșit, doar că e o mare diferență între ciclul menstrual, care începe din prima zi de sânge roșu până la următoarea zi de sânge roșu, și menstruația în sine.
Iar la ovulație suntem în extaz. Deci ăla este momentul de maxim când unele femei mai extrovertite sunt în stare să facă și nebunii. Asta este momentul în care chiar și o femeie mai puțin provocatoare sau mai puțin, cum să zic, mai cu îmbrăcăminte, cu minte, mai cu așa, cu felul de a fi mai cu minte, când trece lângă bărbați, mai ales mai senzitiv la hormonii, la feromonii ei, primesc niște priviri și niște atenții mai altfel. Transmitem reciproc, bineînțeles, și acest lucru se simte și pentru noi și pentru ceilalți. Și imaginează cât de grav dacă exact în perioada asta trebuie să fim cu minte. Apropo de neajunsurile vieții feminine, atunci când nu picăm pe ce ne-ar veni natural. Deci acum trebuie să stăm să ne gândim dacă viața socială e nevoie să o activăm fix la ovulație sau nu, pentru că e posibil să sărim calul în anumite conjuncturi. Deci, cumva această perioadă este una benefică pentru noi, pentru că ne aduce o stare de bine, este o perioadă în care putem să socializăm mai ușor. Și aș vrea să întreb legat de ovulație, cât durează și cum putem să ne dăm seama totuși că suntem în această perioadă? Ovulația este o clipă. Deci, oarecum faza asta este destul de scurtă, însă mai toate interpretările datează pe vreo 4 zile, adică vreo 2 zile înainte și după. Chiar și așa e cea mai scurtă din cele 4 faze. Ovulația e vara, când totul este nu numai înflorit ca primăvară, când lucrăm mai mult, lucrăm cu corpul fizic mai mult, ne apucăm de mai multă activitate mentală și psihic suntem pe super tonus. Ovulația este momentul în care se rupe foliculul care a fost maturizat și iese ovocitul matur. Asta este fix o clipă, pentru că s-a rupt, s-a spart, a ieșit. Dacă s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat, restul ciclului, adică următoarele 14 zile, vor fi mult mai confortabile pentru femeie. Dacă nu s-a întâmplat și acest lucru nu știm 100% decât dacă învățăm să ne cunoaștem extrem de bine, să analizăm în fiecare dimineață mucoasa cervicală, dacă scriem temperaturile bazale fix la trezire, dacă ne urmărim, adică 100% sigur putem să fim doar atunci. Dacă mergem la ecograf și arată imaginea că ni s-a spart sau nu foliculul, sau dacă urmărim foarte amănânțit corpul nostru. Însă, după aceea, semnele, simptomele ne vor spune destul de clar dacă s-a întâmplat sau nu și în ce măsură a fost un folicul cu adevărat înflorit, puternic, pentru că în funcție de asta va doza progesteronul, celălalt hormon care este partenerul pentru estrogen, dar până când estrogenul ne face să funcționăm la cote mari, progesteronul spune că ok, totul e perfect, totul e funcțional, acum hai să punem ordine în treaba asta, hai să facem reguli, hai să transformăm munca asta, agitația asta, să ducem către rezultate, către a bifa anumite lucruri, a termina anumite lucruri. E hormonul calmului și echilibrului. Și acest lucru trebuie să se simte în restul perioadei menstruale, ciclului menstrual. Deci, cumva, lucrurile care țin de strategia cu privire la propria viață, lucrurile cumpătate, e nevoie să le gândim fix în perioada aceasta. În cealaltă perioadă este perioada de brainstorming mental, interior, ce am putea să facem legat de viața noastră vis-a-vis de proiectele noastre, iar în partea aceasta să punem cumva lucrurile pe un făgaș și să le luăm așa logic și echilibrat.
Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, că mi-am dat seama că nu am fost foarte, foarte precisă și concretă. Când e vorba de menstruație, suntem în contact noi cu noi, cu mama natură, cu natura feminină, cu nevoile personale, cu nevoile ale noastre, ale corpului, și simțim vocea corpului și oarecum ne este clar ce avem de făcut pentru noi. Când avem perioada de progesteron, suntem în contact mai mult cu un anumit fel de optică mai obiectivă, poate chiar mai critică, depinde de femeie, depinde de cât progesteron s-a produs. Mai putem rupe firul în patru să vedem și dacă e un pic anxioasă perioada asta, dacă nu e suficient progesteron sau dacă nu am parcurs fazele dinainte tocmai cu brio, e posibil să ajungem să rearanjăm șosetele al 10-lea oară pentru că nu ne place cum le stau și cât de ușor e să ridicăm de acolo dimineață în fugă. Astea sunt momentele, deci după ovulație, când deja trebuie să arată efectul progesteronului, când suntem totuși, eu consider, la maxim. Adică undeva între ziua 7, când mergem către energie, și de la 14 până la 21, astea sunt cele mai active, cele mai exteriorizate două săptămâni pentru femeie. Și ultima săptămână din ciclul menstrual, iarăși începem un pic retragerea, punctat, terminat lucruri, începem un pic pregătirea pentru următoarea menstruație și totodată pentru următoarea ciclu menstrual cu acesta. Deci dacă e vorba de job, de decizii, atunci liniștit putem face în perioada asta mai activă, cu semn de atenționare ce anume subiectul despre care vrem să luăm decizie, pentru că dacă e de decis în ziua 14, dacă mergem la chef, sigur că da. Dar dacă e vorba, hai să finalizăm proiectul ăsta ca să putem să contractăm. Ok, dar numai până la 11, că după aia mergem la masă, nu? Depinde despre ce discutăm, despre ce subiect discutăm. Pentru job, eu personal, și am observat majoritatea femeilor, suntem mult mai echilibrate imediat după ovulație, când s-a dus capacul ăla de extra, de glow. Aș vrea să întreb în plan fizic dacă se văd diferențele dincolo de zona aceasta intimă, adică la nivelul pielii, dacă se văd diferențe de la o săptămână la alta în funcție de ciclul menstrual, legat de păr, faptul că se îngrașă mai mult, să fim un pic atenți și la atente și la componenta aceasta, componentele acestea fizice. Da. Da, acum sistemul hormonal este cel mai bun prieten al nostru ca să ne ducă către homeostază, că asta face de fapt. Sunt mici poștași hormonii care se duc unde trebuie, intră în receptoare, fac legătură, se activează și dă un semnal, fă-o, nu fă, fă așa, fă așa. Moment în care avem semne, simptome, e bine să știm în ce fază suntem, apropo de întrebarea ta, pentru că, evident, în funcție de mai mult estrogen, mai mult progesteron, mai mult testosteron în jurul ovulației, mereu apar întotdeauna efecte psihice, fizice, mentale. Nu se poate una fără alta.
Momentul în care ieșim din menstruație, părul nostru rezistă mai bine, începe să prindă viață, să capătă piață și tenul începe să capătă mai mult viață, tonusul crește până în aproximativ ziua 21 dintr-un ciclu de 28, iar momentul în care cineva produce un pic prea plus de testosteron, are efect de îngroșarea părului, adică în faza a doua, în partea a doua, avem tendințe mai ușor să îngrașă părul, să facem edeme, adică retenție de apă, un pic e mai lată în jurul taliei, se vede prin curele sau dacă avem pantaloni fuste mai strâmte, se simte un pic mai strictă zona respectivă, la altele se vede în zona gleznelor că parcă e un pic mai largă. Da, avem diferență în funcție de perioadă, însă mesajul meu este dacă știi cum să mănânci, cum să dormi, cum să adaptezi mișcările, antrenamentul tău care trebuie să fie zilnic o oră, conform perioadei tale din ciclu, atunci toate acestea vor fi mult, mult mai puțin observabile. Chiar asta vreau să te și întreb, pentru că sunt anumite persoane care efectiv trăiesc ca un fel de furtună emoțională, mai ales înainte de menstruație. Dacă putem să facem ceva concret ca să nu mai trecem o dată prin durerile din timpul menstruației, prin stările de nervozitate, de agitație, de dinainte de menstruație. Vorbeai despre somn și alte aspecte. Dă-ne, te rog frumos, câteva sfaturi ca să păstrăm cumva lucrurile cât de cât într-un echilibru. Atunci când trecem cu brio de ovulație și am avut ovulație și avem progesteron, avem o treabă mult mai ușoară. Adică dacă primele două faze am bifat cu bine, atunci vom avea și ovulație și ultima fază, toamna, va fi mult mai bogată și înfloritoare și mai plină de soare. Asta înseamnă că în faza respectivă ar trebui să avem grijă doar să acceptăm următoarele lucruri. Avem nevoie de mese mult mai stricte, adică chiar să nu ne înfometăm ca și femeile care vor bebe înainte de ovulație, să aibă grijă de alimentația lor. Deci avem nevoie în faza asta numit premenstrual, care la unele femei vine cu simptome de neplăcere, cu o zi înainte, la altele tot ce înseamnă două săptămâni, de la ovulație până la prima picătură de menstruație, e un dezastru și e o criză, practic. Deci în perioada asta, dacă am avut ovulație, avem nevoie să punctăm nevoia de mai multă glucide a corpului, neînțelegând foarte greșit că trebuie să mâncăm repede un orez alb, o ciocolată, un covrig și așa mai departe, ci înțelegând nevoia reală a corpului, mai multe glucide de calitate, adică cât se poate de multe rădăcinoase, în toate formele posibile. Cine digeră mult mai prost în perioada asta, că e în scădere și puterea digestivă în această perioadă, să se concentreze către mâncăruri mai prelucrate un pic, adică morcov la cuptor și supițe și one pot meal și tot felul de lucruri de genul ăsta. Cine digeră și în această perioadă foarte bine, poate să meargă și către o bună parte din rădăcinoase la modul crud, pentru că știm de multă vreme că tot ce e crud conține enzima și enzima vie este de fapt ceea ce ne ține tânără. Foarte important însă, dacă nu avem puterea asta digestivă, ca în ultimele zile înainte de menstruație, să putem digera lucruri crude, nu e
de forțat, pentru că indigestia, digerare proastă, înseamnă balonare, înseamnă disconfort, înseamnă diaree, înseamnă mult mai mult disconfort decât alimentul în sine ar putea să ne însemne într-o altă variantă. Și mi-ne mai spuneai despre somn. Câte ore ar trebui să dormim? Ce ar trebui să facem, mai ales în perioada asta de dinainte de menstruație și chiar și în timpul ei? Cât să fii odihnită dimineața. Știu că sună foarte sună evaziv, foarte evaziv, dar asta e adevărul. Da, ai pus fix punctul pe ei, pentru că asta le spun și oamenilor în terapie. Ar trebui să dormi astfel încât dimineața când te trezești să nu fie nevoie să te trezească alarma, ci să te trezească chiar propriul tău corp și să te simți odihnit, odihnită. Da, da, vezi tu, și treaba asta cu somnul, adică însă și igiena somnului, este un subiect atât de mare în sine. Și este un subiect destul de important și mare ce privește tema noastră, ciclicitate feminină și fazele ciclului. Pentru că tu poți să spui unei femeie, dormi și tu o oră mai multă, nu te culci la 11, te culci la 10 când ești în premenstrual și vrei să-ți iei orele de somn, dar poate femeia la ora 3 se trezește. Atunci când n-a făcut suficient progesteron și nici nu are un ficat bilă foarte bun să metabolizeze corect estrogenul produs în perioada respectivă ciclică și țopăie estrogenul care mai ales în jur de ora 2-3 începe cel mai bine să fie produs noaptea. Știi cum? Tâng! Trezește cortizol, trezește estrogen și nu este hormonul calmului, progesteronul, ca să ne mai țină în somn. Adică însă și igiena somnului este un foarte mare subiect și în funcție de care e problema, adormitul merge greu sau sunt treziri sau există un somn foarte superficial, neodihnitor, insuficient pentru a fi odihnit, toate aceste aspecte trebuie să vedem și aici vine un sfat absolut general în perioada asta. Magneziu blizghicinat așa, în formă de blizghicinat și sare de baie, creme cu magneziu, cât mai mult magneziu și chiar și beuri, pentru că știm, sistemul nervos e mult mai ușor calmat, relaxat cu aceste suplimente. Pentru că tot vorbeai despre suplimente legate de durerile menstruale, este ceva anume ce putem să luăm și să fie general valabil? Căldura. Okay. Căldura, deci pe perioadă menstruală, căldura și, sună ciudat, poate pentru unele femei, mișcarea, dar mișcare blândă, mișcarea aceea care flexibilizează bazinul. Știi, mișcările ca și cum ai fi un pendul și duci bazinul stânga în dreapta, aduci în față bazinul și înapoi, rotiri cu bazin pe o parte și cealaltă, stretching-ul, deschiderile largi, aplecate în față, talpă cu talpă și genunchii larg deschiși și aplecat către ea, aplecăm și către picioarele închise. Deci tot ce înseamnă zona bazinului, relaxăm foarte bine, facem stretching mult, mișcări blânde. Tot acest lucru face ca să avem un flux mai bun, o mai bună oxigenare, o mai bună nutriție în țesuturile respective, vor funcționa mai bine. Dacă apare inflamația tipică de dată însoțit de durere și de diaree tipică înspre fază menstruală, atunci e clar că trebuie să calmăm și inflamația. Acum se poate și așa cu pilule, dar cel mai bun sfat este ca să stingem inflamația asta punând lângă rădăcinoasele noastre, punând un pumn de salată verde, de spanac, de rucola, de fiecare tipologie merge mai bine cu ele, care, apropo, by the way, are fier,
tot ce-i verde are, magneziu, ne pregătește pentru următoarea fază în care, vrem, nu vrem, pierdem puțină sânge, pierdem și din țesut lichid, iar pierderea de lichide, în special pierderea de sânge, spune medicina chineză, vine cu curgerea energiei, adică ca și cum îți curge energia și la un moment dat, dacă curge foarte mult și conștiința scade foarte mult, până la acum știm acest lucru. Emi, și să știi că noi ne-am apropiat de finalul emisiunii. O să continuăm, o să ne revedem, pentru că n-am apucat să discutăm despre hormonii masculin și cum îi impactează și pe domni. Și mai știu că mai aveam noi un subiect foarte, foarte important. Ce se întâmplă cu fetele care sunt ajung la prima menstruație? Vârsta scade din ce în ce mai mult și dacă este ceva ce putem noi ca mame să facem împreună cu fetele noastre ca să se dezvolte armonios. Îți mulțumesc tare mult că ai venit în această emisiune. Și te așteptăm și cu celelalte ocazii. Mulțumesc cu drag, revin cu cea mai mare plăcere și sper că fiecare dintre sfat a ajuns acolo unde trebuie și este luat cu naturalețe, fără, ok, de atunci musai să fac așa, nu, calm, liniștit, într-un mod feminin, cu flow. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Să ne revedem curând și vă așteptăm să citiți revista Psihologie, unde vă așteaptă multe articole interesante. Pe curând!